Bună! Sunt doctorul Vladislav Debna și prin această rubrică îmi propun să înțelegem anumite afecțiuni medicale și să conștientizăm riscurile care pot apărea dacă nu sunt tratate la timp. Astăzi vorbim despre ce semnifică furnicăturile și amorțelile în mâini. Majoritatea cazurilor de furnicături în mâini și degete reflectă o compresiune nervoasă. Sindromul de compresie nervoasă sau neuropatia de compresie este o situație medicală definită prin apariția unor semne și simptome specifice, frecvent debutate cu furnicături datorită unei presiuni exercitate direct pe nerv. Compresiunea la nivelul membrului superior poate să apară pe tot traiectul nervului, de la coloană până la mână. Ce nervi sunt responsabili de furnicăturile mâinii? Sunt trei nervi principali la nivelul membrului superior, nervul median, ulnar și radial. Toți trei pot fi prinși într-un blocaj sau o strâmtoare anatomică. Cea mai frecventă compresiune nervoasă o întâlnim la nervul median, în tunelul carpian, și provoacă sindromul de tunel carpian. La nervul ulnar putem avea compresiune la două niveluri, în canalul Guyon, unde rezultă și sindromul de canal Guyon, și respectiv la nivelul tunelului cubital, la cot, rezultând sindromul de tunel cubital. Ne revedem data viitoare cu un nou episod din Sfatul Sănătos. Până atunci, dacă ai considerat această informație utilă, poți să o distribui și prietenilor tăi. Iar dacă vrei să găsești articole ajutătoare, poți accesa oricând site-ul bestetic.ro.